avem un eveniment deosebit, un început de an frumos, pentru că în galerie, în această seară, există un tânăr plin de vise, cu foarte mult talent și care și-a marcat destinul prin creație, un început frumos și bineînțeles că noi toți, în această seară, asistăm la debutul tânărului Teodor Romilă, student la UAD, mărturii ale muncii sale din ultima perioadă sunt lucrările de grafică aflate pe Simeze și avem deosebită plăcere să fie în galerie doamna director Ana Sevan, doamna director a Casei de Cultură, care a susținut întotdeauna proiectele noastre propuse de noi, artiștii plastici, și bineînțeles că este alături de debutul tânărului Romilă și cel care îi îndrumă pașii la Universitatea de Artă și Design din Cluj, domnul Traian Câlde. S-a jucat, domnule profesor. Pe scurt, să spun câteva cuvinte despre... Pe scurt, nu vreau să-i notesc... Despre tânărul nostru viitor coleg. Da. Aș intenționa să vorbesc despre Teo, să descriu evenimentul și ceea ce vedeți în expoziție din două perspective, dacă îmi permiteți, perspectiva pedagogului și perspectiva practicianului, colegului de atelier, dacă mă mai pot numi astfel decât noua meserie de profesor. Ca și coordonator al proiectelor de desen ale lui Teo, în cadrul Departamentului de Grafică al Universității de Artă și Design, recunosc la dânsul o reală înțelegere a gramaticii limbajului vizual, o stăpânire prodigioasă a tehnicii desenului în creion, care este, în primul rând, spectaculară și este primul lucru care se observă și care șochează toate lucrurile lui, și o disponibilitate tot mai rară de investigare consistentă a subiectelor desenate. O răbdare și o meticulozitate a procesului de observație pe care o regăsesc doar la câțiva studenți de ai mei. Tu mi-ai intrat în atelier acum 3 ani, vrea să se pregătească pentru admiterea la departamentul de grafică. Și am observat cu surprindere și încântare, împreună cu domnul profesor distinsul Radu Solovăstru, că tânărul Teo este deja înscris pe o linie matură a mijloacelor de exprimare artistice, în special în creion, și a fost necesară doar o așezare pe un drum vis-a-vis de ce vrea să spună, de conceptul lucrărilor lui. Deci, consider că este un student model cu care este o plăcere să colaborez. Am mai punctat niște lucruri. Este un băiat deosebit și nu vreau să omit lucruri pe care eu le consider importante. Desenul lui Teo probează faptul că activitatea plastică este una de autodezvoltare, iar dobândirea de noi calități, precum și satisfacția transpunerii propriilor idei în realitate, e de natură a spori respectul de sine. Și consider că la punctul acesta Teo este un foarte bun exemplu pentru grupa de vârstă, adolescență, tineri, care dezvoltă și folosesc talent născut pentru a spune niște lucruri, pentru a se autodescoperi și a-și găsi un loc în spațiul social sau propria viață. Așa cum orice artist își începe drumul în artă, am început și eu cu studiul individual al portretului, în primul rând, pornind de la ceva simplu, pornind de la
studiul fiecăror părți componente în parte. Iar după un timp, rezultatele au început să se vadă. În sala din stânga ar fi oarecum cele mai reușite portrete așa, din vremea când făceam doar asta. Iar aici, în spatele meu, e o compoziție mai elaborată. Am încercat să continui prin a dezvolta propriile concepte și propria viziune. Am studiat compoziție și da, mi-am perfecționat tehnicile de desen. Studiind și gravura la facultate, am aici, în stânga mea, o litografie pe care am realizat-o nu cu mult timp în urmă. Și am încercat să îmi impun desenul hiperrealist. Acum, ca plan de viitor, ar fi încercarea abordării stilului suprarealist, îmbinat cu hiperrealismul. Deci, tot ce ar fi compoziții mai complicate. Și ce mai avem aici? Tu ne-ai mai adus? Așa. Aici am mâna unui profesor, am o carticică pe care am realizat-o la grafica de carte la facultate, în care am selectat principalele etape ale desenului acestui an, până am ajuns la rezultatul final. Și acum tot timpul obișnuiesc. În timp ce lucrez, îmi fac niște poze ca să le am ca amintire în principiu și ca să văd progresul în viitor. Și cealaltă? Și cealaltă este o carte de ilustrație a unei poezii de-a lui Radu Geli, îi spune Colin. Și da. Am încercat să surprind fiecare strofă în imagini creative. Bravo! A fost dorința lui să fie astăzi vernisajul, în data de 6, și numai o săptămână, pentru că în data de 17 februarie voi pleca cu Auguste Erasmus în Italia, voi studia la Milano timp de 4 luni jumate, unde voi continua parcursul artistic. Să-l felicităm!